Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Cristic. În această seară vorbim despre o altă sărbătoare pe care um, o întâmpinăm de-a lungul anului și de care ne bucurăm cu toții. Îl um, am alături pe pastorul Nelu Filip. Bine ați revenit! Sunt bucuros să fim împreună iarăși. Vorbim în seara aceasta despre intrarea Domnului în Ierusalim. Este o sărbătoare pe care oamenii o așteaptă și o apreciază, dar mă gândesc că sunt oameni care nu știu de unde vine sărbătoarea aceasta. Dacă vorbim despre intrarea Domnului în Ierusalim, trebuie să fac mențiunea că ea este doar cu câteva zile înainte de sărbătoarea învierii Domnului Isus și practic ea a fost menită să marcheze intrarea Domnului Isus Hristos în ultimele lui zile de viață în Ierusalim, acolo unde avea să fie judecat, acolo unde avea să fie răstignit, și acolo unde avea să-i spășească pentru păcatele noastre. Tocmai de aceea pentru noi sărbătoarea aceasta este foarte importantă, e important să ne uităm la Domnul Isus Hristos și să vedem felul în care cu demnitate a intrat în Ierusalim, a fost primit cu mare entuziasm de oamenii care erau adunați acolo la sărbătoare și el în realitate intra între ei ca mielul de jerfă care avea să ridice păcatul lumii. Și cu toate acestea, oamenii nu știau motivul pentru care el intră în felul acesta în cetate? Realitatea este că oamenii aceia plini de entuziasm au vrut să vadă în el un rege. Și el era rege. Dar nu era un rege după închipuirea lor. El era regele ceresc care s-a coborât pe pământ ca să instaureze împărăția cerească între oameni și în inimile oamenilor. Dar cei ce erau atunci în Ierusalim, oamenii adunați din toate părțile, oameni care au venit la sărbătoare, pelerini, oameni care voiau din Evlavie să Facă sărbătoarea Paștelor acolo, în Ierusalim, ei l-au întâmpinat ca pe nădejdea lor. Însă, nădejdea lor era greșit orientată. Nădejdea lor era o nădejde care viza doar pământul și viața aceasta. Pe când Domnul Isus Hristos era aducătorul unei nădejde veșnice. Și tocmai de aceea, oamenii aceștia au trăit cea mai mare confuzie. De aceea, atunci când El intra în Ierusalim, a fost întâmpinat cu atâta entuziasm și toți strigau Osana, fiul lui David, fiecare îl aclama, au luat ramuri de finic în mâini, își așteneau hainele pe drum, l-au primit într-adevăr ca pe un rege. Și totuși, ceea ce este ciudat, este că în mijlocul acestei sărbători, Domnul Isus regele, plânge. El plânge pentru că și-a dat seama că oamenii n-au surprins realitatea mesajului său. A început să plângă pentru Ierusalimul care era plin de oameni, a început să plângă pentru condiția păcătoasă a oamenilor adunați acolo, pentru că oamenii aceia în realitate erau uh, dezorientați și nu aveau nici o direcție. Însă, ceea ce este important de aceea, sărbătorii acesteia, îi mai și spunem intrarea triunfală a Domnului în Ierusalim, pentru că într-adevăr a intrat în mod triunfător, dar interesant, a intrat călare pe un măgăruș pe mânzul unei măgărițe, Uh, nu cum intră împărații și cum intrau împărații în vremea aceea într-o intrau pe armăsari albi, uh, mari, bine crescuți, uh, uh, puternici, însă el a ales să intre conform celor spuse în prorocia din Vechiul Testament, el venea în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe, venea smerit. Un împărat care uh, era încununat cu smerenie, intra între oameni ca să aducă celor smeriți mântuire și înălțare. Și ca orice altă mare sărbătoare care l-are în centrul pe Iisus, cred că înseamnă ceva mai mult decât o simplă intrare în Ierusalim. Dacă ne puteți spune despre asta, vă rog. Cu siguranță, în spatele acestei intrări a Domnului Ierusalim, există atâta învățătură, pentru că, iată, aici Domnul Iisus Hristos face primii pași înspre suferință și înspre calvar. Să nu uităm că aceiași oameni care strigau o uh, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, oamenii care l-au aclamat la numai câteva zile, strigau cu toții în curtea lui Pilat, răstignește-l, răstignește-l. Lucrul acesta este de un dramatism aparte. Însă Domnul a ales să treacă pe aici, pentru că acesta este drumul jertfei, drumul crucii. Oameni care n-au înțeles ce se întâmpla acolo, ba din potrivă, uh, unii dintre ei erau chiar uh, ostili intrării lui în Ierusalim și îl vedeau ca pe o amenințare, și totuși l-au văzut intrând ca miel de jerf. A stat înaintea lui Pilat, fără să rostească multe cuvinte, a stat înaintea judecătorilor lui, fără să se apere, stătea exact așa cum stă mielul înaintea celui ce îl taie și ia viața. Și în toate acestea Domnul Iisus Hristos ne arată care este calea jertfei. Uh, ori intrarea Domnului în Ierusalim este tocmai începutul acestui drum al jertfei pentru Domnul. Aș vrea să luăm în considerare faptul că în sufletul Domnului Isus Hristos, privindul în condiția lui de om, care știa ceea ce îl așteaptă, se uita cu atâta milă spre oamenii care îl aclamau, și, în realitate, era conștient că pentru ei și pentru a lor mântuire, el intra în Ierusalim pentru ultima dată, ca să își dea viața pentru ei și să le dea o șansă spre mântuire fiecăruia dintre oamenii aceștia. A intrat, așa cum am spus, merit. Și, după aceea, a făcut un lucru extraordinar. S-a dus în locașul de închinare al iudeilor. S-a dus în Templul din Ierusalim. Și a vrut să arate încă o dată, chiar dacă a arătat la începutul lucrării sale pe pământ, a vrut să arate încă o dată că Dumnezeu este cel care este glorificat prin rugăciunile oamenilor. Și atunci când oamenii îl caută pe Dumnezeu în rugăciune, atunci între Dumnezeu și om se creează o adevărată punte. Însă casa Tatălui era transformată, așa cum spune Scriptura, într-o adevărată peșteră de tâlhari, în care oamenii, în loc de rugăciune, urmăreau. Să facă comerț, să facă uh, lucrurile acestea care le aduce lor câștig, uh, un aparent câștig, un câștig trecător. Și Domnul îi dă afară pe aceștia din Templu, curăță Templu și afirmă în mod tare și răspicat că această casă trebuie să fie o casă de rugăciune, adică un loc în care oamenii să creeze punți între ei și Dumnezeu. Arătând în felul acesta că. Ceea ce contează cu adevărat pentru fiecare om este mântuirea sufletului mai mult decât câștigurile temporare. Și după aceea îl vedem pe Domnul stând undeva deasupra Ierusalimului, după ce oamenii l-au aclamat, după ce a curățit Templul și Scriptura spune că Isus plânge pentru cetate. Spun, este un episod de un dramatism aparte. Domnul stă și plânge și zice așa uh, relatarea evangelistului, că Domnul a făcut această afirmație, O Ierusalime, Ierusalime, care ucis pe proroci, n-ai cunoscut ceasul în care ai fost cercetat. Și sărbătoarea aceasta, cred că este o sărbătoare în care Dumnezeu vrea să cerceteze încă o dată poporul său și El nu înțelege ceasul cercetării. Ori aici este o lecție extraordinară pe care ar trebui să o învățăm fiecare dintre noi. Că a intrat regele regilor, împăratul ceresc, a intrat în Ierusalim și Ierusalimul n-a înțeles că este cercetat de Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă multor oameni de astăzi. Oameni care se bucură de atâtea lucruri în jurul lor, de binecuvântările lui Dumnezeu, dar nu înțeleg ceasul cercetării. Aici Domnul Isus Hristos a plâns pentru ei și de aici. Începe adevăratul Calvar. De aici, Biblia ne relatează momente speciale pe care le-a trăit Hristos cu ai săi, pentru că ai săi contează cu adevărat pentru Domnul și vrea să-i crească în credincioșie, vrea să-i crească în credință, vrea să-i crească în relația cu Dumnezeu. Și după aceea vine momentul marii încercări. Dar intrarea Domnului în Ierusalim este foarte grăitoare pentru fiecare dintre noi. Pentru că ascunde în ea atâta învățătură, sărbătoarea aceasta este o adevărată provocare pentru noi. Și cred că dacă privim cu înțelepciune spre intrarea Domnului în Ierusalim, în calitate de Rege umil, zmerit că are pe mânzul unei măgărițe, putem să ne ducem ușor cu gândul la faptul că el va intra într-o zi în Ierusalimul Ceresc. Dar nu ca Rege umil. Chiar dacă smerenia este o caracteristică a lui și caracterul lui este împodobit cu smerenia, acolo va intra cu adevărat triumfător. Va intra împreună cu sfinții lui, cu zecile de mii de îngeri. Va intra acolo și într-adevăr universul întreg. Îl va aclama pe drept cuvânt, împlinindu-se ceea ce spune apostolul Pavel când scrie în numele lui, înaintea lui, se va pleca orice genunche, și orice inimă, va, și orice gură va mărturisi spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Credeți că e bine să sărbătorim uh, toate aceste sărbători? Întreba cineva lucrurile acesta pentru că, uh, cumva spunea, au fost uh, sărbători ale evreilor, uh, s-au întâmplat în trecut. De ce să le sărbătorim noi astăzi? Uh, Aș vrea să subliniez cu roșu un lucru. Credincioșii evanghelici îl sărbătoresc pe Hristos. El este sărbătoarea noastră. Toate sărbătorile noastre sunt sărbători care lau în centrul lor pe Hristos. Noi nu sărbătorim sărbătoarea evreilor de altă dată. Noi îl sărbătorim pe Hristos, care a intrat în Ierusalim ca aducător de mântuire pentru oameni. Noi îl sărbătorim pe Hristos care a înviat din morți, noi îl sărbătorim pe Hristos la Bobotează care a intrat în apa Iordanului, noi îl sărbătorim la Crăciun pe Hristos care s-a întrupat și așa mai departe. Așadar, nu sărbători evreiești avem, noi îl sărbătorim pe unul singur, pe Iisus Hristos Domnul și când vorbim despre intrarea Domnului în Ierusalim, ne gândim la El, la acela care dacă n-ar fi intrat în Ierusalim, noi n-am putea vorbi astăzi despre mântuire. Nu s-ar fi împlinit prorociile Vechiului Testament uh, și n-am fi putut vorbi despre marea șansă pe care o au astăzi toți oamenii. Dar pentru că el a intrat în Ierusalim atunci, așa cum a intrat, pentru că el a continuat să rămână în Ierusalim și acolo să fie judecat, dat pe mâna celor fără de lege, de aceea noi vorbim despre mântuire. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați spus. De fapt, care este însemnătatea acestei sărbători? Că nu este o sărbătoare oarecare și nu merită lăsată deoparte, ci merită să ne gândim la ceea ce a făcut, de fapt, Isus pentru noi, și că intrarea Lui în Ierusalim are o însemnătate mult mai profundă. Sigur, aparent orice om, când se gândește la intrarea Domnului Isus în Ierusalim, ar trebui să se gândească cu fiori. Pentru că El știa ce îl așteaptă în Ierusalim și totuși a pășit cu încredere. Înspre cetatea aceasta, a intrat cu încredere între oamenii aceia pentru care, cu câteva zile mai târziu, se ruga și zicea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ori noi suntem uh, oameni de același fel, oameni care uneori nu înțelegem planurile lui Dumnezeu cu viața noastră, dar uh, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că astfel de momente și de relatări ale Evangheliei ne sunt de mare folos. Sărbătoarea Floriilor ne îndatorează pe fiecare dintre noi, pentru că la Sărbătoarea Floriilor ne aducem aminte că este începutul jertfei lui Hristos. Mulțumim tare mult pentru gândurile pe care le ați împărtășit cu noi. A fost bucuria mea să fim împreună. Domnul să vă binecuvânteze pe voi, grupul hristic și lucrarea pe care o faceți. Amin, asemenea. Vă mulțumesc și vouă că ați rămas până la final și sper că și pe voi v-a bucurat să luați parte la această emisiune și că vă veți gândi altfel la sărbătoarea aceasta a florilor. Fiți binecuvântați!